Ieșeam, este mult fum. Da, pentru că prima dată ieșeam la cameră. Și acum a deschis aici, la bucătărie. Aici bucătărie. Da, aici bucătăria, balconul și partea sunt două camere. Sunat un vecin, probabil. Da, au sunat vecinii, pentru că și fumul, cred că sigur și piscări, că uitați, a deschis... Dar oare ce s-a fi întâmplat? Ori are sobă, ori ceva, nu știu, ceva... Instalația poate fi, dar nu e... Poate să aibă o sobă, nu știu. Mai multe bunuri dintr-un apartament situat într-un bloc de pe strada Tiberiu Crudu s-au făcut scrum în cursul serii de vineri. Locatarii din bloc au simțit mirosul înțepător de fum și au ieșit pe casa scării să vadă ce se întâmplă. Oamenii și-au dat seama că fumul iese de la vecina lor de la etajul 4. Au sunat la ușă, însă nu le-a răspuns nimeni. Din interior s-a auzit doar un câine. Speriați au sunat la 112. Imediat după ce pompierii au ajuns la fața locului, a ajuns acasă plângând și proprietara. Femeia a precizat că a avut și în trecut probleme cu instalația electrică și a anticipat deja că aceasta este cauza incendiului. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu două autospeciale cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile dintr-o cameră a unui apartament situat la etajul 4 al unui bloc de pe strada Tiberiu Crudu. Incendiul a fost stins imediat. Cel mai probabil acesta a fost generat de un scurt circuit electric. Din fericire, nimeni nu a suferit arsuri sau intoxicații cu fum.